Zeci de oameni s-au adunat la memorialul eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial în dimineața zilei de 9 mai pentru a depune flori și a mulțumi ostașilor căzuți pentru pace și integritate. Astfel, cel care a deschis manifestația a fost președintele raionului Nisporeni Vasile Mărcuț, care a explicat adevărata semnificație a zilei de 9 mai. Ziua de 9 mai este marcată istoric de un eveniment important. Ziua victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. Memoria acelei perioade dramatice este întipărită nu doar în pagine de istorie, ci și în soarta multor familii, în inimile buneilor și străbuneilor noștri. Președintele a venit cu un mesaj pentru tineri prin care îi îndeamnă să țină minte despre această zi și să nu uite niciodată că străbunii lor și-au dat viața pentru ca aceștia să trăiască în pace. Îmi exprim respectul față de toți veteranii, vă doresc sănătate, viață lungă și fericire alături de cei dragi, asigurându-vă și în continuare de sprijin și susținere din partea administrației publice locale. Este important să educăm generația tânără în spiritul eroismului și a patriotismului. Tinerii trebuie să știe că Europa liberă există și datorită eforturilor eroilor care au luptat în cel de-al doilea război mondial. Autoritățile publice locale le-au mulțumit veteranilor rămași în viață și le-au promis în continuare suportul acestora. Aceștia menționează că este de datoria fiecărui reprezentant administrativ să susțină fiecare veteran în parte. Astăzi nu avem nici învinși, nici învingători. Noi astăzi avem o lecție, o lecție pe care nu trebuie să uităm, și anume că atunci când se aud armele, legea tace. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare aici, la acest memorial, și vă îndemn cu toții să depunem flori în memoria victimelor căzute, în memoria ostașilor care au îndeplinit un ordin. Tot în această zi, în centrul orașului a fost organizat un concert cu ocazia sărbătorii Zilei Europei. În acest context, mai multe grupe de adolescenți, dar și copii mai mici, au cântat și au dansat în fața spectatorilor, serbând frumoasa zi cu sărbătoare dublă. Ziua de 9 mai este o zi cu semnificație dublă pentru Republica Moldova. Astfel, la data de 9 mai este sărbătorită ziua victoriei războiului 2 mondial în anul 1945, dar și ziua Europei, o sărbătoare mai nouă în țara noastră, dar la fel de importantă.